Fostul proletarul va fi refăcut din temelii. FRF va veni cu o suprafață de joc sintetică la dimensiuni standard, ale cărei costuri de 250.000 de euro vor fi suportate de UEFA în baza proiectului Hat-Trick. Sinteticul va avea o suprafață de 104 metri lungime și 64 metri lățime, ceea ce înseamnă mărirea terenului principal de pe Lucrețiu Avram cu câte 2 metri. Municipalitatea, în schimb, va investi în refacerea integrală a celor două tribune cu o capacitate de 200 de locuri, acoperirea lor cu copertă, construirea unor vestiare, montarea unui tunel de acces, a unei tabele de marcaj și a unei instalații de nocturnă. În timpul campaniei electorale din această vară, actualul viceprimar Dragoș Ștefan a spus că refacerea acestei baze sportive este unul dintre obiectivele sale urgente. Prioritar pentru mine va fi modernizarea urgentă a acestei baze. Am un proiect în acest sens. Aici vreau să construim un teren natural și două terenuri sintetice cu tribune. Investiția, din primele estimări, se va ridica undeva la 700.000 de euro. Zic eu, bani care se pot aloca urgent pentru modernizarea acestei baze, pentru ca acești copii să aibă condiții decente de antrenament. Săptămâna trecută, primarul Necula a trimis către Federația Română de Fotbal o scrisoare de intenție referitoare la încheierea respectivului parteneriat, iar la ședința Comitetului Executiv din luna noiembrie se va supune aprobării contractul cadru între Federație, Asociația Județeană de Fotbal Bacău și Primăria Municipiului. După ce Federația va da ok-ul contractului cadru cu Primăria Bacău, acesta va fi supus atenției Consiliului Local Bacău cu ocazia unei ședințe. Dacă totul va decurge normal, în primăvară se va trece la demararea investiției.